acest joc, până la urmă, pentru noi nu conta din punct de vedere al clasamentului foarte mult, dar a fost un bun prilej de a ne pregăti și a ne apăra șansele la Final Four-ul Cupei României. Chiar dacă sunt de considerați outsider, eu sper ca băieții să joace mult, mult mai motivați. E clar că vor fi mult mai motivați pentru că este o altă competiție și să scoatem un rezultat bun, printr-un joc bun, bineînțeles. Astăzi, cum a spus și domnul profesor, a fost într-adevăr un meci fără miză, dar spre bucuria mea pot să spun așa că avem trei jocuri în care ne exprimăm altcumva. Se vede că jucătorul care a lipsit acest Filip Mota foarte, foarte mult. Poate dacă era pe întreaga durata campionatului era altceva și pentru noi și ceilalți accentați, dar asta este, s-a cam încheiat această competiție. Trebuie să strângem drumul pentru Cupa României și, bineînțeles, pentru play-out. Te așteptai la acest număr de puncte la finalul sezonului? Nu, clar că nu așteptam. Plecasem cu alte gânduri, din nefericire. Nu... Am avut foarte mulți accidentați pe parcursul întregului campionat și aceasta cred că a contat foarte mult. Poate fi energia reîncărcată, să spunem, la acest Final Four? Eu sper. La Final Four, v-am spus, este altă competiție. Trebuie să jucăm, să ne apărăm șansele, după care trebuie să ne revenim. Sper eu să revenim după euforie, dacă se poate, și să strângem drept, pentru că Final Play-out-ul se anunță destul de echilibrat, ținând cont că astăzi Turda a bătut la Vaslui, lucrurile se complică puțin. Ce le trebuie jucătorilor să se concentreze măcar ca la acest meci? Ce le trebuie? Nu știu ce le trebuie. Trebuie să fie, ce le lipsește. Trebuie să fie concentrați. Da. No, avem pe final acum trei jocuri în care am legat și două victorii. La Dinamo, de asemenea, am jucat destul de binișor. Din păcate n-am avut victoria, dar cum am spus, o mai repet, cam târziu, din păcate, trebuie să ne revenim și să trângem rândurile și să avem o evoluție foarte bună în play-out. Să menținem echipa în prima ligă. E acoperită energia cel puțin pe posturi pentru această fază a competiției Final Four? Acum e acoperită, noi acoperită, trebuie să jucăm cu jucătorii care sunt și să ne îndeplinim obiectivul, acela de a rămâne în prima ligă. Mulțumesc.